S-au luat la bătaie la magazinul din sat. Agresorul, un bărbat de 53 de ani, a fost dus în arestul poliției după ce și-a lovit un consătean de 57 de ani. Totul, spun polițiștii, pe fondul consumului de alcool. La data de 22 martie anul în curs, secția 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești a fost sesizată prin apel de urgență despre faptul că în fața unui magazin alimentar din localitatea Jupânești are loc un conflict. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 57 de ani din comuna Jupânești, în timp ce se afla în fața unui local public din comuna Jupânești, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, ar fi fost agresat fizic de un alt bărbat de 53 de ani din aceeași localitate. În urma administrării probatoriului, bărbatul de 53 de ani a fost reținut de polițiști, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Oamenii legii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale a acelui reținut.